Îndrăznește să te lași inspirat. Cam așa sună motto-ul producătorului Enjoy în ceea ce privește ultima lor realizare. Un device mobil. Și ce device mobil? Sincer, în momentul în care am fost întrebat dacă sunt de acord să realizez un review laptopului Enjoy Ariel, pentru că despre el este vorba, am fost un pic cam sceptic. De ce? În mare, toate produsele care aduc cu ceva anume de pe piață au tendința de a fi copii ieftine. Copii care să smulgă din buzunarul utilizatorilor finali o sumă de bani, indiferent cât de mică este ea. În fine, dispozitivul despre care urmează să vorbim astăzi și pe care îl menționam un pic mai devreme, nu merge așa departe, fiind un produs mai mult decât ok, cam din toate punctele de vedere. Despre acest aspect o să vorbim în secțiunea concluzii. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată laptopului Enjoy Ariel. Enjoy Ariel nu este un laptop de gaming, nu are configurație de top, însă este unul din puținele device-uri pe care eu personal le recomand celor ce sunt în permanentă mișcare, celor ce doresc un device ușor, care să se miște bine și nu în ultimul rând să aibă o autonomie a bateriei cât mai ridicată. Dar haideți să o luăm încet și să vorbim un pic de design și materialele folosite în construcția acestuia. Enjoy Ariel are numai 13,5 mm în grosime și aproximativ 1 kg și 290 grame. Da, știu, din multe puncte de vedere te poate duce cu gândul la un produs al producătorului de mere. Cine știe, poate este făcut în aceeași fabrică. Am văzut și alți producători ce au încercat să copieze alte branduri, dar după ce am vorbit și cu producătorul român Enjoy, am aflat că multe din elementele de la interior sau de configurație sunt idei proprii. Așadar și prin urmare, nu judeca pe cineva după lucrul său. Ai răbdare și vezi ce este și la interior. Carcasa Enjoy Ariel este confecționată din metal, singurele zone din plastic fiind marginea din jurul display-ului și zona inferioară, unde se află tastatura și touchpad-ul. Am luat fiecare colț în parte, fiecare îmbinare între elemente, încercând să-i găsesc un defect cât de mic. Din fericire, nu există. Nu există spații între îmbinări și nici bavuri sau alte surplusuri de materiale, astfel încât să te deranjeze pe tine ca utilizator sau să dea produsului final un look de ieftinăciune. Pe spatele lidului se află sigla producătorului Enjoy, ce odată cu pornirea laptopului se iluminează printr-un alb destul de plăcut din punct de vedere al intensității luminii. Tastatura este de tip chiclet, ce are o cursă a tastelor extrem de bună, dar din păcate nu dispune de iluminare. Nu este chiar așa de grav, dar totuși. Da, știu, și aranjamentul fiecărei taste în parte te poate duce cu gândul la știm noi cine. Touchpad-ul este unul mediu din punct de vedere al dimensiunilor, responsiv și oferă suport pentru gesturi multi-atingere. Nu sunt chiar foarte multe de spus la capitolul design. Imaginile pe care le puteți vedea acum cred că fac mai mult decât 1000 de cuvinte. Dar stai, ce este cu acel locaș de pe partea inferioară a laptopului? Ei bine, în această zonă puteți monta un SSD pe slot M2, cu o lungime de maximum 42 de mm. Și uite așa, menționând această componentă, ne îndreptăm ușor-ușor spre partea dedicată hardware-ului. Așadar, avem un display ce dispune de panel IPS cu o diagonală de 13,3 inch și o rezoluție nativă tip Full HD, adică 1920x1080 pixeli. Procesorul este un Celeron, model N3350, nume de cod Apollo Lake, al cărui TDP este de numai 6W. Are două nuclee și două fire de execuție, iar frecvența sa de bază este de 1,1 GHz. Prin intermediul funcției turbo, acesta poate ajunge până la 2,3 GHz. Capacitatea de memorie RAM disponibilă este de numai 4 GB, mai mult decât suficientă pentru activitățile ce urmează să le presteze Enjoy Ariel. Iar aici mă refer la browsing pe internet, vizualizare de filme în format HD sau Full HD, indiferent că vorbim de YouTube sau prin intermediul unui player de sine stătător. Suportul grafic este oferit de IGP-ul disponibil în procesor, adică Intel Graphics HD500, iar spațiul de stocare intern este de numai 32 de GB, acesta fiind ocupat în proporție de 50% de sistemul de operare.
Chiar și așa, în cazul în care aveți nevoie de mai mult spațiu de stocare, puteți atașa un SSD pe M2 în locașul de care vorbeam mai devreme, sau pur și simplu puteți atașa un card în format microSD în cititorul de carduri existent în partea stângă. Și uite așa, cu ajutorul ultimei replici, am ajuns să vorbim și de porturile disponibile pe Enjoy Aerial. Pe partea stângă este disponibil portul combo pentru căști și microfon, un port USB 3.0 și cititorul menționat un pic mai devreme. Pe partea opusă se află portul de alimentare, un alt port USB 3.0 și un port micro HDMI. Înainte de a încheia prezentarea hardware și înainte de a vedea rezultatele pe care le-a obținut Enjoy Aerial în câteva teste, ar mai trebui să menționăm că pe partea de conectivitate, modelul ce se derulează în fața voastră dispune de placă de rețea wireless în standardele B, G și N și modul Bluetooth 4.0. Iar pentru cei ce țin legătura cu prietenii sau persoanele dragi pe intermediul Skype sau al site-urilor de socializare, în partea superioară a display-ului se regăsește camera tip HD, iar în partea superioară a tastaturii cele două microfoane. Cam atât despre design și hardware. Haideți să vedem ce poate și cum poate Enjoy Aerial, dar cel mai important, să tragem și câteva concluzii. Iar acum să vorbim despre minusuri și plusuri. Cred că foarte mulți dintre voi au remarcat temperaturile și sunt mai mult decât convins că aveți ceva de comentat la acest capitol. Eu zic că nu sunt chiar așa de grave atunci când rulez Prime 95 plus Furmark simultan. Chiar nu. Iar valorile existente în zona tastaturii și în cea inferioară cred că sunt mai mult decât ok. Asta și prin prisma faptului că toată răcirea componentelor este realizată pasiv. Nu există niciun ventilator sau orice altă găselniță mobilă, lucru care este de apreciat, mai ales la un laptop cu aceste dimensiuni. Pe de altă parte, în cazul în care Enjoy Aerial este folosit în activități de tip office, prezentări, vizionări de filme, conferințe și mai puteți adăuga și altele, temperaturile sunt la jumătate, chiar mai jos față de cele pe care le-ați putut vedea în secțiunea teste. Tot acolo ați putut vedea și autonomia bateriei. Este una din cele mai mari valori pe care le-am putut atinge de-a lungul timpului, cu luminozitate 75%, wireless activ, simulare de browsing, simulare de calcule matematice, dar și de editare ușoară de fotografie, 9 ore de lucru în continuu sau simulare de lucru în continuu sunt parcă din altă ligă. Nu vreau să bag mâna în foc, dar sunt mai mult decât convins că în cazul în care ești iubitor de conținut multimedia, bateria disponibilă pe Enjoy Aerial de numai 9000 de miliamperi te poate lăsa să vizionezi 2, 3 sau chiar mai multe filme în format HD sau chiar Full HD. Volumul și calitatea audio oferită de cele două difuzoare disponibile în partea inferioară este acceptabilă. Nu trebuie să ciulești urechile la propriu în ceea ce privește intensitatea volumului, nici să te plângi că sunetul este distorsionat. Este cât trebuie să fie. Singurul aspect de care aș putea să mă leg și personal l-aș considera minus este legat de cele două porturi dedicate, unul căștilor și celălalt alimentării sau încărcării laptopului. Ambele sunt identice în dimensiune și poate exista neșansa chiar la început să te încurci sau să le încurci și să pui alimentarea în locul căștilor sau chiar invers. Știu pe cineva care le-a încurcat. Per ansamblu este un super laptop la un super preț, ce iese în evidență prin construcție și design, configurație, silențiozitate și nu în ultimul rând autonomia bateriei. Deci, în cazul în care ești în căutarea unui laptop ce să-ți fie companion în concediu sau de ce nu chiar și la facultate pentru proiecte, cred că modelul pe care vi l-am prezentat prin intermediul acestei videoprezentări este pentru tine. Enjoy Aerial este disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.